regăsim la acțiunea tradițională de acum, de Paște și de Crăciun, acum la cea de Crăciun, când deja am obișnuit populația din Roman cu acțiunile pe care Partidul Național Liberal le face, încercând să fim alături de cei care au condiții un pic mai slabe decât media, a celor care au nevoie și de susținerea noastră și, așa cum spunea poetul, să nu uităm nici când pe cei mai triști ca noi. Și cred că prin efortul organizației municipale a Partidului Național Liberal din Roman reușim să aducem măcar un zâmbet pe fața dumneavoastră prin această acțiune noastră. În anul 2018, în anul centenarului Unirii, dovedim încă o dată că suntem alături de cei aflați în nevoi, de cei necăjiți și, fiind centenarul Unirii, am pregătit și noi 100 de pachete pentru a veni în sprijinul dumneavoastră. Păstrăm această tradiție pentru că este și în tradiția poporului român de a sprijini, de a face o pomană, mai ales cu prilejul marilor sărbători. Iar Crăciunul este marea sărbătoare a creștinătății, este deschiderea prin Dumnezeu Cuvântul și Maica Domnului a porților Raiului și a lumii noi. Așa încât vă urez și eu și în numele organizației Partidului Național Liberal din Roman sărbători fericite. Crăciun cu bine și pace, luminat, în liniște, în înțelegere și prietenie. Doamne ajută tuturor să ne vedem cu bine. Domnul primar, un salut și din partea dumneavoastră. Bună ziua, vă spun și eu. Ne bucură faptul că putem fi iarăși împreună la această activitate, așa cum spunea și domnul deputat, devenită tradiția Partidului Național Liberal. E o contribuție a tuturor colegilor noștri din filiala municipală a Partidului Național Liberal și întotdeauna cu drag participăm la astfel de evenimente, pentru că știm că atunci când dăruiești, ceea ce dăruiești vei primi de mult mai multe ori în plus. E frumos să putem să venim cu astfel de contribuție din puținul pe care îl avem și noi, să împărtășim cu dumneavoastră, astfel încât împreună cu toții să avem parte de sărbători cât mai bune. Vă doresc și dumneavoastră să aveți parte de sărbători liniștite, să-i aveți pe cei dragi alături de dumneavoastră, de regulă la aceste două sărbători mari, Crăciunul și Paștele, familiile se reunesc și sărbătoresc împreună aceste mari sărbători ale creștinătății. La mulți ani, anul 2019 se va aducă tot ce vă doriți dumneavoastră, în primul rând multă sănătate, e cel mai important dar pe care ne-l dorim cu toții și, bineînțeles, împreună să ne bucurăm de realizările pe care le facem noi pe partea administrativă și politică, dumneavoastră pe parte personală și profesională, pe parte de familie, astfel încât anul 2019 să ne aducă toate acele satisfacții pe care le dorim cu toții la nivelul comunității noastre, o comunitate pe care noi o dorim cât mai unită. Și exemplul pe care îl facem noi și îl dăm noi, sperăm să se propage, să se multiplice, astfel încât să vorbim de o comunitate a Romanului cât mai unită și cât mai fericită. Încă o dată la mulți ani, multă sănătate tuturor și să ne vedem cu bine și la anul. Doamne, și cu vorba lungii sărăcia omului și noi vrem să avem un an 2019 bogat, mai bun și mai bogat, să procedim la acțiunea noastră și să vă împărtășim de ceva din bogățiile anului 2018 pentru a pregăti anul 2019. Hai să începem împreună cu consilierii noștri, domnul Leonard Achiriloae, cu domnul Mircea Beloiu, cu doamna viceprimar Roxana Iorga, cu doamna consilier Dana Păiuș, suntem aici domnul consilier Scutaru, sunt aici veniți consilierii, membrii Partidului Național Liberal a Organizației Municipale Roman, sunt alături de dumneavoastră și cu aceste ocazii acestor sărbători. Haideți să începem, Dana, te rog să citești, Lucian, împreună cu băieții și... Micăluț Maria. Aici. Am mulit în da. Nu. Deci facem așa. Prima dată vom da celor prezenți, da, care s-au străduit și au venit. Pentru că eu am un obicei. Da. Dar sunt de acord. Eu am o vorbă.
Eu aș vrea, dincolo de lucrurile discutate și povestite, un pic când vorbesc, te aș ruga frumos să taci, dacă se poate să ne respectăm. Da? Așa am învățat eu. Când vorbește cineva, să ascultă. Și atunci vreau să vă spun așa, că noi la români trebuie să învățăm unele lucruri, să ne fim solidari și să ne sprijinim. Dar avem și din povestea aia păguboasă când întrebăm, da, moieță, spos magii? Da? Adică, frate, dacă tu nu ești vrednic să vii, să-ți iei și darul pe care îl primești, atunci mergem la o altă zicătoare din popor. Oaia care nu-și poate duce lâna, s-o mănânce lucrul. Da? Cam așa. Așa încât aș vrea să vedem cui îi dăm și despre ce îi vorba. Hai să vedem mai departe. Da? Pricopirina. Uite-l, doamnă. Așa. Petra Elena. Doamne ajută, sănătate cu bine. Doamna... Să facem un pic de culoare acolo, ca să lăsăm să se treacă un pic. Așa, de o persoană, nu mai mult. Dinu Elena. Dinu Elena. Dinu Elena, da? Doamne ajută, să te vedem cu bine. Aici acum vin. Cine? Sergei. Doamne ajută. Dar pe Sergei nu n-a scăcat. Joaliu Vasile. Este? Nu, merg mai departe. Lipșa Vasile. Lipșa este. Haideți, domnul Lipșa. Încet, încet, încet. Așa, un pic cu oasă. Ardeleanu Elena. Doamne, 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 doamne. Toate, Doina? Da, da. Este? Da. Sănătate, doamne, sărbători cu bine. Fericică Viorica. Doamne, sănătate cu bine. Buză Viorica. Buză Viorica. Mai departe. Tătarul Ion. Cum? Tătarul Ion. Tătarul Ion. Doamna Buză. Buză. Da, tătarul Ion. Tătarul Ion. Scutarul 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 Ion. Nu zicea și Ionel Costică. Deci m-a dat cum te cheamă. Atâta te cheamă. Să fii sănătos. Hai să vă dorm cu mine. Sunt la mânțare. Acum auzi. Acum am numit. Tătarul Ion. Ai văzut? Tătarul și mai cum? Parcă e și Ion. A, așa. A, bă, da. Ion. Dacă nici mă ta n-ai ști cum se cheamă. Sârghie Elena. Sârghie Elena. La fie. Sârghie Elena. Sârghie aici. Vine acum. Bălan Daniel. Sărbător cu bine. Cum? Bălan Daniel. Da, ai o zi. Stănescu Mihaela. Da, da. Cum? Bălanul ăla, da? Stănescu Mihaela. Stănescu Mihaela. Cu tocmai. Da? Rusul Elena. Rusul Elena. Doamne. Strigați, vă rog frumos, prezent. Când vă auziți, strigați. Că nu vă vedem, știți? Să știm. Mulțumesc. Să fiți sănătoasă. Doamne ajută. Tamaș Blaj. Mai departe. Tamaș. Da, da. Acum Dar oriunde stătea? La Horea sau unde? Ce se pune? Cum era? Spiridon Viorica? Da. Spiridon Viorica? Spiridon Viorica. Mai departe. Cadăr Georgeta? Cum? Cadăr Georgeta. Cadăr Georgeta. Bontașul Creția? Mulțumesc. 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 Dragi Mariți? Stângaci, Maris? Da, eu. Nu mai stați de vorbă între dumneavoastră, faceți niște clasă. Poate profesorul să predei. Păi ori nu ai ordine sau disciplină. Să lângeți cu Anica. Mai departe. Să lângeți cu Dima Doru. Dima Doru. Dima.
A strigat cineva, da? Deocamdată nu mai. Cum te cheamă? Da, doar, hai. Bărbierul Aneta? Butnaru? Da. Cum? Butnaru. Mai departe. Da, Butnaru. Gheorghiu Vasile? Hai. Michiu Iulia? Da. Este Michiu? Michiu Iulia. Mai departe. Rusu Anicuța? Eu. Hai. Rudichi Mihaela? Da. Acum a venit Iulia, nu? Da. Roiu Guliță? Ștefan Marieta? Ștefan Marieta? Ionita Angela? Ionita. Ionita. Angeluță Dan? Angeluță. Danca Marius? Buză Liviu? Prezent. Așa. Alecu Ana? Este aici. Alecu. Alecu. Strigați Alecu. Alecu Ana. Alecu, Alecu. Lupeș Gheorghe? Mai departe. Coșman Nicu? Cum? Coșman. Coșman. Mai departe. Grigoraș? Da. Clapa Gabriela. La urmă. Țăruș Maria. Cum? Țăruș Maria, uite. Pârvu Mariana. Pârvu Mariana. Comandicu. Deci comandicu. Pârvu Mariana. Da. Rizcu Vasile, prezent. Comandicu. No, no. Niță Maria. Filip Maria. Avădăni Adrian. A Petrei Neculai? Gorgos Rica? Domnul A Petrei. A Petrei? Gorgos Rica? Sau Rica? Gorgos? Bine. Drăgușanu Darius? Drăgușanu, da? Drăgușanu. Doamna Gorgos, da? Aici, da. Ungureanu Anca? Cine? Angel Vasile? Angel Vasile. Vine acum? Cuțanu Maria? Hai, Maria. Iacob Maria. Sărbătorul din Paha. Sărbătorul din Paha. Hai, Imbre Alexandru. Imbre Alexandru. Iacob Maria. Iacob Maria, da, 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 da. Apostol Elena. Năstur Vasile? Cum? Apostol. Da, apostol. Apostol Elena. Năstur Vasile? Mogoș Irinel? Sărbător cum ar fi Irinel? Sărbător cu Irinel. Edvijan Adrian?
Mă naș cu Elena? Proiectorul Renata? Roca Elena? Ciurea Valentina? Ciurea Valentina, da? Tudose Ion? Martin Crenguța? Martin Crenguța? Stan Valerica? Stan Valerica? Murariu Maria? Murariu Maria? Să mă Mariani Murariu. Stanciu Neculai? Luca Ileana? Hai, doamna Luca! Hai că mai venit privit la doamna. Da, nu e pregătit acum. Nu e prima dată. Și te dai cu stânga. Eu aș prefera de dat-o cu stânga, de dreapta și luat-o cu dreapta. Că cu stânga nici cruce nu poți să fac. Poți să fac cruce cu stânga? Dacă mă luați asta... Ia mea, hai. Mai bine fac cu limba. Hai, bine, pace. Uite, asta e cu roxie. Bucătarul Petrică? Doamne ajută! Micaela Cornelia! La urmă să vedem unde este prezent. Merlușca Florentina, Crețu Irina, Doarbeș Luminița. Să mulțumesc, că mulțumesc. Ei ceva nu știți, mulțumesc? Asta e chestie de educație. Mulțumesc, bă, dar prost. Să vă tot fericit. Todirașul Lidia. Faci și educație. Todirașul Lidia. Faci și educație. Foarte bine. Nu la cine doamna? Doamna, da, Doarbeș o luat și acum doamna Todirașul. Doarbeș o luat, da? Todirașul Lidia, acum. Tu, domn Constantin? Manolache Ioan? Popa Natalia? Uite, doamna Natalia. Angel Dorina? Domnul Manolache. Angel Dorina? Angel Dorina. Să trăiești, să fii sănătoasă. Doamne ajută! Vârzu Constantin? Controlorul Mariana? Aici, Chiuariu? Oh, aici. Aici. Adormiți, Ioleacă. Nu, ne arătăm pe eu și așa mult. Hai să fii sănătos. Doamne ajută. Spiridon Viorica? Cum? Spiridon Viorica. Spiridon. Nu. Nu, Spiridon. Hălângescu Anica? Hălângescu. Hălângescu. Dar ce mai e cineva? Butnaru Gică? Gică? Butnaru. Butnaru. Da, hai din Butnaru.
Dar câți mai sunt acolo? Sunt de-a noștri. Nu, dar care sunt veniți, să intri în sala aici. Hai, ajută, primul pot. Să trăiești. Să trăiești, să fii sănătos. Să vă tot cu bine. Doamne, doamne, doamne. La revedere. Michiu Iulia. Michiu Iulia. Ui, ui. Ștefan Marieta? Da. Ștefan. Hai, doamna. Da, foarte. Ionița Angela? Și Ionița venit. Da, aici. Angheluță Dan? Dan. Da. Dancă Marius? Da. Marius, Dancă. Lupeș Gheorghe? Noi, noi, noi. Coma Nicu? Coma Nică. Nicu. Nicu. Clapa Gabriela? Doamne, ajută să văd cu bine. Imbrea Alexandru? Imbrea Alexandru. Nu. Dar mai sunt pe vorbă? Nu, nu mai sunt decât de-ai noi, ce mai ești dacă mai pot cu noi. Nastur Vasile? Cum îl cheamă? Comanicu. 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 Hai. Sănătate, Doamne, ajută. Urariu Maria? Urariu Maria. Ai, Urariu Maria. Repede, dacă răspunde... Da. Da. Gălăi. Gălăi. Da. Hai încă. Otcuparu Petru? Da. Pentru Otcuparu, dar până să spăteam. Otcuparu și două. Nedelu Petru? Nedelu. Nedelu. Da, da, eu ne duc acasă. Da, acum. Nu s-a dat nimic. Stratopol Dorina? Nu, și Ciocoiul de. Aici. Dar nu este Ciocoiul. Deci pentru ce? Ciocoiul Elena. Uitați, la buletinul sunt credeți cu imediat, poftim, poftim. Nu este cu partea cu imediat. Și strat, cum? Stratopol. Stratopol. Sănătate și la mutare. La relief. Merlușca Florentina, mai spune-i odată. Da, Merlușca. Sănătate, Doamne. Sănătate. Merlușca. Ne bucurăm că am reușit, iată, să ducem la bun sfârșit o acțiune începută în urmă cu două săptămâni. Am luat o decizie la nivelul organizației municipale a Partidului Național Liberal din Roman, astfel încât și în acest an, ținând cont și de conotația acestui an, dar noi mereu am făcut de 10 ani de zile acest lucru, să fim alături de cei care sunt în nevoie, de cei care au nevoie de o vorbă bună, de un gest, de un ajutor. Credem că am reușit să facem acest gest important pentru ei. 100 de pachete am distribuit astăzi, în anul în care sărbătorim centenarul Unirii, astfel încât, iată, 100 de familii din Roman să se simtă mai bine, să fie mai fericite de aceste sărbători. Poate pare simplu la prima vedere și când vorbim de a da un sprijin, de a da un ajutor, credem că lucrurile sunt... intrate așa în obișnuință și într-o normalitate, într-un firesc a lor, dar nu este așa. Să știți că un sprijin de acest gen este foarte important pentru acești oameni pe care i-ați văzut aici. Am căutat să facem pachete consistente, formate și din făină, din zahăr, din ulei, din orez, din carne, din cozonac, din vin, din fructe, din bomboane. Toate aceste lucruri s-au regăsit în pachetele pe care noi le-am dat astăzi. Și chiar ne bucurăm, cu mare bucurie am făcut acest lucru, în acest post al bucuriei, în postul nașterii Mântuitorului, atunci când lumina și bucuria se revarsă și lumea creștină revine la viață, la trăire, la sentimente mai bune. Spunea cineva că măcar de Crăciun să fim mai buni. Eu mi-aș dori așa, de Crăciun să începem să fim mai buni și să nu ne pierdem bunătatea pe parcurs. Să rămânem buni, să ne rămânem deschiși, să rămânem constructivi în a face lucruri bune pentru familiile noastre, pentru semenii noștri, pentru orașul nostru, pentru Moldova noastră și pentru țara noastră. Este foarte important acest lucru în care pragmatismul, implicarea, dăruirea să fie prezente, iar eu cred că organizația Partidului Național Liberal din Roman a dovedit acest lucru. Suntem o echipă puternică, suntem o echipă unită și acest lucru cred că s-a văzut de-a lungul timpului. Iar faptul că toți colegii și-au dat mâna, indiferent că sunt consilieri locali, consilieri județeni, membri în biroul permanent local municipal Roman,
O spune foarte mult, pentru că întotdeauna atunci când vrei să organizezi un lucru în care trebuie să primești, e mult mai simplu. Iar atunci când trebuie să dai, de obicei apar diferite scuze. Iată că nu s-a întâmplat acest lucru, cum de obicei nu se întâmplă la Partidul Național Liberal, și rămânem în această paradigmă a dăruirii, a bunătății, a luminii și a primirii cu sufletul împlinit a sărbătorilor creștine. Vreau să urez pe această cale la mulți ani, Crăciun fericit tuturor romașcanilor, tuturor prietenilor, tuturor concitadinilor noștri, tuturor locuitorilor din Roman Metropolitan, tuturor colaboratorilor, tuturor prietenilor, tuturor colegilor, sănătatea și bucuria să vă însoțească pe toți și pe mine deopotrivă, astfel încât să intrăm într-un an mai bun, mai liniștit pentru toți deopotrivă și pentru fiecare dintre noi.